Pe tot parcursul primului trimestru al anului 2014 se vor înființa propiri asupra veniturilor și disponibilităților bănești ale persoanelor fizice și juridice mai puțin conștiincioase. Am lansat o campanie susținută de executare silită a celor care nu-și plătesc obligațiile fiscale către bugetul local. În primul rând îi vizăm pe cei care nu și-au plătit taxele și impozitele pentru anul 2013, deci pentru anul trecut. Pentru aceștia se vor înființa propriri pe venituri și vom pune sechestru pe bunurile lor, urmând ca în urma licitației să obținem bani pe care să-i aducem la bugetul local. Plata sumelor datorate, inclusiv cheltuielile de executare, se poate efectua la ghișeele primăriei. În egală măsură îi vizăm și pe cei care nu-și plătesc amenziile. Sunt foarte mulți care nu-și plătesc amenziile și pentru aceștia vom cere instanței să transforme amenziile în zile de muncă în folosul comunității. De cele mai multe ori și din practica anilor trecuți, am constatat că cei care nu își plătesc amenziile sunt în general persoane care nu au bunuri sau venituri ce pot fi executate și atunci mergem pe această măsură care, să știți, că dă rezultate. Plățile se pot efectua și online prin Sistemul Național Electronic de Plată, iar parola necesară se poate ridica de la Direcția de Taxe și Impozite Locale a Primăriei Galați la sediul de la Romarta Veche. Ghișeele primăriei unde se pot plăti taxele și impozitele, inclusiv amenziile, sunt bine cunoscute. Cel mai important este la fosta Romarta Veche, deci pe strada Domnească. Mai avem un ghișeu de plată în Micro 18 la parterul blocului E5. Mai avem un centru de plată în Micro 39 la parterul blocului J5. De asemenea, avem un punct de plată pentru persoane juridice pe strada Basarabiei, dar aș vrea să le reamintesc tuturor contribuabililor că avem și un sistem de plată extrem de modern și care conduce implicit la evitarea cozilor, și anume sistemul de plată online, care este foarte accesibil,